Bună ziua! O întrebare frecventă pe care o primesc uh, se referă la ce înseamnă când cineva are dureri în spate. Um, și este o întrebare frecventă că, pentru că, multă lume se gândește că durerile în spate, să spunem aici, ar putea să fie de la plămâni. Și vreau să vă spun că nu toate durerile de spate sunt de la plămâni. În primul rând, vreau să vă spun că plămânii în sine, ei nu dor. Și, în general, dacă aveți o durere în zona pieptului, E rar să fie direct de la plămâni. Probabil este dată de altceva. Durerile în spate, dacă e să ținem de aparatul respirator, pot să fie uneori de la pleură. Dacă există, să spunem, aer în pleură sau lichid în pleură. Pleura este foița care înconjoară plămânii. O foiță este pe plămân și o foiță este pe peretele pieptului. Și aceste două foițe sunt lipite și așa se lipește, practic, plămânul de peretele Pieptului. Și când respirăm sunt ca -i două foițe, de exemplu ca o pungă uh, care este un pic udă și foițele pungii se lipesc și nu e greu de deslipit. Așa este și această pleură. Pleura, pleura într-adevăr are nervi în ea și poate să dea un grad de durere dacă este inflamată, dacă există aer acolo, dacă există lichid în pleură. Poate să fie o, o durere ca și cum ar fi de la plămâni. Dar nu este de la plămâni în sine, asta vreau să vă spun dar mai există și alte organe în piept. Nu uitați că în piept există și inima. Inima uneori poate să dea dureri, dacă cineva suferă, de exemplu, de boală coronariană. Arterele fiind îngustate la inimă, pot să dea dureri în special la efort. Deci sunt și aceste lucruri posibile în momentul în care ne gândim ce ar putea să fie o durere din piept. De asemenea, nu uitați că mai există esofagul. Refluxul acid de la stomac. Acidul care urcă în esofag, uneori poate să irite esofagul și să dea o durere. Această durere este, bineînțeles, nu de la plămâni. De asemenea, nu uitați că aveți coloana vertebrală. Coloana vertebrală este în spate, sunt multe vertebre una peste alta, care au între ele diverse articulații. Deci persoanele care suferă de un grad de reumatism, să spunem, de un grad de artroză la coloană, pot să aibă dureri în spate, în special ca o arsură, care, din nou, n-au de nimic de a face cu plămânii. Aceste lucruri să știți că uneori sunt frecvente și la persoanele tinere. Mi-amintesc că la cabinet veneau oameni care aveau, să spunem, undeva în jur de 30 de ani. Oameni care lucrau toată ziua la birou, toată ziua stăteau așezați în fața unui calculator, așezați așa. Da? În poziția asta la birou, toată ziua, în fața calculatorului, la tastatură sau aplecați peste documente, stat pe un scaun. Această poziție este pentru coloană extrem, extrem de nocivă, pentru că acele vertebre trebuie să vă susțină toată greutatea aplecată în față și este un grad de supra-solicitare a articulațiilor de la coloană, care dă această durere, în special în centrul pieptului, aici în spate. Deci, din nou, acest lucru nu este de la plămâni, dar uneori aceste persoane care suferă de aceste dureri ajung la pneumolog. Deci, prin acest videoclip am vrut să vă spun că în momentul în care aveți o durere, nu vă grăbiți, nu musai să mergeți la pneumolog, la un medic care se ocupă de respirație. Mergeți întâi, vă sfătuiesc, la medicul de familie. Sunați medicul de familie, descrieți cum este durerea, unde anume este durerea, când apare, când dispare, dacă trece cu anumite pastile, dacă nu trece cu anumite pastile. Deci, vreau să, să vă sfătuiesc să faceți acest lucru pentru că medicul de familie vă poate apoi orienta către specialistul cel mai potrivit sau poate vă dă un răspuns pe loc și rezolvați problema. De asta, uneori, nu este bine să mergeți direct la specialist, pentru că apoi ajungeți pe un traseu mult mai complicat. Pentru că specialistul la care ajungeți poate, nu poate să vă rezolve problema și trebuie să vă trimită în altă parte. Apoi la acel specialist care se spune se ocupă de inimă, nu vă găsește nimic la inimă și ajungeți la cineva care se ocupă de altceva, la un gastroenterolog. Și ajungeți pe un traseu din acesta care este și scump, și lung, și nu rezolvați problema. Deci eu vă sfătuiesc, începeți întotdeauna cu medicul de familie care în România, din păcate, este ignorat. Eu am un respect enorm față de medici de familie, pentru că au o muncă foarte grea. Gândiți-vă că la cabinet de medicină de familie vin oameni cu tot felul de probleme în fiecare zi. Și medicul de familie trebuie să încerce să rezolve problemele pe cât posibil la cabinetul lui sau dacă nu, să trimite la cel mai potrivit specialist. Deci, oamenii aceștia cu asta se ocupă folosiți experiența pe care o au, pentru că vă pot ajuta foarte mult. Nu vă speriați neapărat dacă aveți o durere în piept și nu vă gândiți neapărat că e de la plămâni, că e tuberculoză, că e cancer, etc. Mergeți pe firul logic al explorărilor, discutați cu medicul de familie, vedeți ce trebuie să faceți mai departe. Dacă mai aveți și alte întrebări, nu ezitați să le puneți în comentarii, voi încerca să răspund fie prin a vă răspunde la comentariu, dar uneori nu am timp, așa că uneori voi mai face câte un asemenea videoclip ca poate să vă dau un sfat util. Și nu uitați să vă abonați la canal dacă vă plac aceste informații, pentru că voi mai face videoclipuri și în viitor. Vă mulțumesc pentru vizionare, numai bine!